situație la fel ca tine. La Kaufland trăim știind că responsabilitatea face diferența în viața oamenilor și a naturii. Reciclează în fiecare zi. Implicarea face diferența. Investigații medicale gratuite la sate. Caravana nu merge în 6 județe din sudul și sud-estul țării. E disponibil pe Digi.ro și în orice magazin Digi. Mesaj de interes public. Mai bun că la cura. Ți-a zis o iei pe centura, că n-ai vrut, zice direct la Ovidiu. Vrei? Am te găinat și pe 20 ani. Asta e cel mai scurt. 13 și 30 de minute, sunt Adina Leuveanu. Bine v-am regăsit. Rata de infectare în România s-a putut dubla într-o săptămână, arată cea mai nouă prognoză a Centrului European pentru Controlul Bolilor. Statul nu își permite să plătească subvențiile anunțate pentru această iarnă, susține economiștii. Dintre cei internați, 107 sunt minori, 5 la ATI. Școlile din Cluj s-au putea închide la 2 săptămâni după începerea anului școlar. Sunt previziunile alarmante făcute de cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Aceștia susțin că pe 27 septembrie se va ajunge la incidența de peste 6 cazuri la 1000 de locuitori, momentul în care elevii vor reveni la învățământul online. Situația s-a putea chiar agrava. Cercetarea mai arată că pe 1 octombrie, când începe anul universitar, incidența va fi de 8 la 1000, iar într-un scenariu pesimist ar putea depăși chiar 10 la 1000. Decanul Facultății de Științe Economice de la Universitatea Babeș-Bolyai, profesorul Răzvan Mustață. Am plecat de la ipoteza conform căruia rata de propagare a virusului se va menține la același nivel constant, precum s-a întâmplat în august și în augustul lunii septembrie. Dacă avem în vedere că avem de-a face cu o nouă variantă a virusului COVID-19, atunci s-ar putea să ne trezim cu o propagare mult mai intensă și să avem și un extrem de pesimism. Să destopare, atât de propagare, atât simțim mai mult balanța cu
la 94,32 de lei pentru euro, în scădere față de ieri. Și dolarul american este cotat astăzi în scădere la 4 lei și 17 bani. Francul elvețian a urcat la 4 lei și 55 de bani, iar lira sterlină la 5 lei și 79 de bani. Energia electrică, uleiul, gazele și carburanții s-au scumpit cel mai mult în luna august față de aceeași perioadă anului trecut. Uleiul costă mai mult cu peste 21%, gazele cu 20%, iar benzina cu 14%, arată datele Institutului Național de Statistică. Rata inflației a ajuns luna trecută la 5,25%. Cum s-a ajuns aici, a explicat la Digi24 economistul Ion Stănică. În încercarea de a atenua din aceste scumpiri, Parlamentul a adoptat legea consumatorului vulnerabil, care prevede o reducere în factura de încălzire în această iarnă pentru cei cu venituri mici. Totuși, statul nu își permite să plătească subvențiile anunțate, spune la Digi24 economistul Ion Stănică. Să vă mulțumesc că ați venit.